Doi sunt. Am revenit, doamnelor și domnilor, o reacție foarte dură din partea liderului ALDE și a președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu la adresa lui Frans Timmermans, în momentul în care prim vicepreședintele Comisiei Europene trimite o scrisoare în România în care avertizează guvernul și majoritatea parlamentară să nu modifice legile justiției. V-am mai spus punctul meu de vedere. Faptul că atâția ani de zile Frans Timmermans sau oricine din Comisia Europeană nu a observat protocoalele ilegale, încălcările de Constituție, abuzurile făcute în lupta împotriva corupției și toate derapajele care s-au întâmplat în timpul regimului Băsescu, iar acum insistă foarte tare ca acest guvern și această majoritate să nu modifice legile justiției, asta îmi dă de înțeles că nu este deloc imparțial, cum ar trebui să fie. Sunt perfect înțelegător cu ideea că trebuie să existe un dialog funcțional între București și Bruxelles. Sunt total de acord că orice modificare semnificativă din perspectiva legislației trebuie armonizată cu valorile europene. Dar nu o să înțeleg niciodată cum este posibil ca justiția din România să spună despre numeroase dosare anticorupție că au conținut și conțin în ele încălcări de lege și abuzuri și Comisia Europeană să nu vadă lucrul acesta. Îmi este foarte greu să înțeleg cum este posibil ca, în mod repetat, Curtea Constituțională să spună despre niște aranjamente, niște protocoale și niște legi din România că au încălcat drepturile și libertățile fundamentale și Constituția României și nimeni de la Bruxelles să nu reacționeze. Această dublă măsură este cea care, din păcate, omoară încrederea și stă la baza acestei evaluări. Dacă l-am fi văzut pe Frans Timmermans sau pe alți reprezentanții Comisiei Europene, spunând atunci, în perioada aceea, atenție, exagerați cu încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale. Respectați normele europene și constituționale atunci când faceți anchete judiciare. Terminați cu abuzurile. Terminați cu încătușările exagerate și cu plimbarea prin fața camerelor de luat vederi. Și multe, multe altele. Atenție că aveți dosare care cad în instanță, despre care justiția spune foarte multe lucruri. Fie fapta nu există, fie se întoarce dosarul și așa mai departe. Nimic din toate aceste elemente concrete care au fost dovedite în primul și în primul rând de justiția română n-au fost văzute. Acum, în schimb, sunt săptămânal reacții virulente de la Bruxelles și cred că, din păcate, ceea ce face Frans Timmermans stimulează în mod foarte periculos un incorrect sentiment anti-european. Pentru că oamenii simt și văd că atunci n-au reacționat la abuzuri și acum, când se încearcă cât de cât o echilibrare, nu se poate nimic. România ar putea să fie sancționată foarte dur de Comisia Europeană dacă se modifică legislația justiției. Păi, câte legislații au fost modificate de-a lungul timpului? Știe domnul Timmermans că guvernul Cioloș a dat ordonanță de urgență pentru codurile penale? 146 de articole au fost modificate și nimeni n-a protestat nici din țară, nici din străinătate. Vedeți, dacă le punem pe toate pe hârtie, ne dăm seama că, de fapt, dubla măsură este cea care revoltă cel mai tare. Pentru că eu personal n-am absolut nimic împotrivă ca guvernul de la București să-și armonizeze deciziile și ordonanțele cu executivul de la Bruxelles. Pentru că de-aia suntem membri ai Uniunii Europene, să ne încadrăm în niște valori. Dar valorile acelea au fost încălcate. Și o spune justiția, o spune Curtea Constituțională. Și nu cred că cineva vrea să treacă peste justiția română și peste Curtea Constituțională. Îl vedem pe Călin Popescu-Tăriceanu și apoi veți vedea o dezvăluire foarte interesantă.